Ne întâlnim și astăzi cu numerologul, cel care ne avertizează din când în când, dar ne și povățuiește. Bună dimineața, bine ai revenit bine la noi. Bună dimineața, Răzvan. Astăzi vorbim despre fericire și fericirea mai ales în cuplu. Da, toată lumea spune că își dorește fericire în cuplu, însă știm că noi avem și o misiune în viață, asta avem un destin și trebuie cumva să le împăcăm, da? Să mergem și pe drumul nostru, să ne îndeplinim destinul, dar să avem și o relație fericită, ideal echilibrate din punctul meu de vedere. Și atunci căutăm mai profund, evident folosim și numerologia, să înțelegem cum să împăcăm ambele lucruri, da? Să ne îndeplinim și dorința sufletului, dar să fim și fericiți în cuplu. Am luat un caz născut în 23 iulie 1980 80, și uite, da. Mâine pe mine face 40 de ani. Fără nicio referire la cineva care mâine pe mine face 40 de ani. Avem cifrele 2, 3, 7, 1, 9, 8 și 0 de la 80. Asta însemna un 30. Ce înseamnă asta? Însumând cifrele din data noastră de naștere, obținem cifra destinului. Ce ne spune cifra destinului? Ne ghidează foarte mult să știm ce avem noi de realizat în această viață, da? Care e misiunea noastră. Destinul care e dependent de noi, de tot ce gândim, tot ce simțim și cum acționăm. Nu, noi suntem dependenți de destin? Destinul e dependent de noi? Nu, ne naștem cu o soartă, cu o karmă și cu un destin. Soarta, într-adevăr, este independentă de noi, însă destinul este dependent de tot ce facem, tot ce gândim, tot ce simțim. Și evident că în relație simțim foarte multe lucruri și în drumul nostru prin viață ne lovim cumva de relații fericite sau nu. Ca să nu avem, eu știu, probleme în cuplu, să ajungem la acea fericire și echilibru, e important ca pentru fiecare persoană să aibă în vedere câteva aspecte. Când vorbim de o cifră de destin 1, e ușor de calculat și cei de acasă știu să-și calculeze cifra destinului. Dacă avem 1, trebuie să evităm să luăm singur deciziile. 1 vrea să fie lider, să fie unic, original, independent. Dar în relație nu e chiar așa. Trebuie să ținem cont și de celălalt. Iauzi. Da, deci pentru cei cu 1, evităm să luăm toate deciziile singuri. Ca să traduc, deci ești 1 până ești la mumăta acasă. Pleci de la mumăta de acasă, vrei să creezi o relație, nu mai ești 1. Ești în 2. Foarte bine. Deci asta zici că ține de destin sau de soartă? De destin. Asta e de destin, că soarta... Destinul este ceea ce noi trebuie să devenim. E posibil să nu fim încă, avem o muncă de făcut, da? Să mergem pe destinul nostru. Dar deci soarta ta e 1, destinul tău 2. În 2. Cam așa. Super. Dacă avem bine că ne spui acum la 40 de ani. Dacă avem cifra destinului 2 sau 11, o să fie persoane care vor avea 11 în momentul în care fac suma. Aici avem maestrii relațiilor, da? Aceste persoane trebuie să învețe relații cel mai bine, nu au voie să nu știe cum să fie fericiți în relație. Deci trebuie să învețe relațiile ei, nu Da, dar la nivel de maestrie, nu oricum, da? Doiul înseamnă multă comunicare, înseamnă diplomație, conciliere. Ei, cine are destinul 2, repet, nu are voie să nu fie fericit în relația de cuplu, înseamnă că nu are nicio treabă cu propriul destin. La 3, pentru că 3-ul se plictisește, se împrăștie, e foarte curios, e bine în jurul relației noastre să existe un cerc de prieteni. Ca să avem foarte multe activități împreună în grup, să nu ne plictisim. La 3-ul se plictisește destul de ușor și o să spună că nu e fericit în relație, dar de fapt e propria plictiseală. La 4, din păcate avem această tendință de a munci, de a realiza tot timpul lucruri, de a fi foarte practic și foarte tradițional. Și ar fi bună puțină distracție, puțină joacă. 4 uită de distracție, uită de socializare, stă și face lucruri. Cam asta știe el. Da. Ei, 5. Legenda spune că sunt mulți cu soarta lui 4 ăsta, imediat ce se căsătoresc, nu se mai distrează, nu se mai duc cu se duce cu băieții, nu se mai Da. Asta zice legenda. Cam el trebuie să învețe să adauge puțină distracție. Puțină distracție, vieți. Să fie mai nonconformiști, mai liberi și să nu ia totul așa greu și provocator. Păi ei nu iau greu nimic, dar li se dă greu de acasă, dacă mă înțelegi. Știi că ăștia au plecat cu SpaceX-ul acum la stația spațială și imediat ce a ajuns un astronaut acolo, nevasta a sunat și a zis, ce faci, mai stai? Adică, știi? Hai acasă că avem treabă, acasă că avem treabă, dânsul ne fim pe aici. Bun, găsește libertatea în relația actuală. De ce? Pentru că cinciul vrea foarte mult să fie liber. Asta e dorința sufletului, da? Să se simte liber, să fie nonconformist. Și dacă nu se simte liber în relație, o să meargă din floare în floare.
și ne supărăm pe el. De asta trebuie să-i oferim prilejul să fie liber, să nu fie constrâns, sufocat în relație. Și să rupem să fie lanțurile. N-am înțeles, bun. Da, să nu meargă din floare în floare. Ei, șasele știe cum e cu familia, el e un familist convins cumva, uh-huh, și culmea că are tendința să se îngrijoreze pentru orice și să sufoce, să supraprotejeze partenerul sau partenera. Nu, pentru că asta îi va lua toată fericirea, va uita de el, da? Deci la șase, dacă avem cifră de destin, să nu mai stăm atât de mult focusat pe celălalt, să ne îngrijorăm, să-l protejăm așa ca un pui de găină. Nu, se descurcă și singur. Okay. Șaptele, știm despre șapte că e perfecționist, da? Și vrea să realizeze lucruri mărețe. Ei, în relație, șapte se comportă destul de critic și la fel, îi cere perfecțiunea celuilalt. Ori vrem relație fericită, ori perfectă și la un anumit nivel, da? Okay. Fără critică, dacă vorbim de șapte. La opt, optul își dorește să fie cineva, să obțină o putere într-un fel sau altul. Dacă el nu se simte cineva, va avea tendința să domine, să se răzbune chiar, să controleze relația și partenerul sau partenera. Și acolo nu mai e o relație echilibrată, da? Deci neîmplinirea personală pe care o are optul și o duce în relație și devine acolo un șef foarte dur. Bun. Ei, nouă este idealistul, da? Și clar că va cere și în relație lucruri ideale. Lucruri la fel peste perfecțiune și va vrea tot timpul să transforme relația sau partenera-partenerul. Ceea ce clar nu e de folos. Nouă trebuie să vină un pic cu picioarele pe pământ, să fie un pic mai pragmatic, mai realist și să nu mai viseze la lucruri ideale atât de mult, pentru că până la urmă relația e pe pământ. Da, ia să facem repede un calcul. Deci 7-a, 7-a, Ramona, ajută-mă, 89. 7-a, 7-a, 89. Cât ar fi? 7 plus 7 plus 1, 1989. Cât ar fi? 14, 15, 24, 30 și 24 cu 8. 2. 32 și cu 9, 41. 5. Ia să vedem. Găsește libertatea în relația actuală. Foarte bine ți-a ieșit. Dacă nu. Foarte bine ți-a ieșit, Ramona. Bravo. E, la fi puteam să zic înainte să calculeze și să... Da? Nu trebuie să se sufoce acolo, că va pleca. Mie cât mi-ai zis că am cifra de... 7 mi-ai zis că am cifra de simil. 7. 8, deci 8, 8, 80. Cu critica. Deci abține-te a critica pe ceilalți. Nu mă pot abține. Foarte frumos să îi ai, Ramona. Da, ce bine. O să am o viață minunată. Da, da. Deci găsește libertatea în relația actuală. Ascultă ce spune numerologul. Îți mulțumim tare mult că ai trecut cu la noi. Cu mare drag. Sper să vă fi fost de folos informațiile. Puteți să găsiți pe net mai multe amănunte, să vă calculați singuri cifra destinului și din ce v-am trecut noi aici, să puteți a spune cum sunteți voi într-o relație. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața să zâmbim și să povestim. Stai cu noi!